Atât primăvara cât și vara, natura este generoasă în flori. Astfel îi încurajează pe toți cei pasionați de plante să încerce și să realizeze compoziții florale care să transmită bucurie și să-i surprindă pe cei dragi. Dat fiind faptul că este sezonul estival și avem o gamă variată de flori de sezon, astăzi am decis să facem o compoziție florală de sezon cu flori care sunt disponibile fiecăruia. Noi astăzi vom utiliza un burete floral care necesită umezit. Noi deja asta am făcut-o. De asemenea, vom avea nevoie de un spic. De asemenea, vom utiliza și remurus, care nu este o plantă pretențioasă și nu necesită niște condiții specifice de îngrijire și plantare. De aia și voi o puteți sedi și crește în grădinile voastre. Trandafirii cred că cresc în grădina oricui. Ei deja nu necesită un anumit timp de trandafiri. Utilizăm ceea ce are fiecare. Pentru a crea un joc de culori la această compoziție, în timpul procesului noi vom adăuga și alte plante, cum ar fi eucaliptul, cum ar fi frezia, cum ar fi garoafele. Procesul de lucru începe cu o stare de spirit pozitivă. Următorul pas este umezirea buretelui și decuparea acestuia conform dimensiunilor vasului care va găstui aranjamentul floral. După aceea se vor fixa florile. Se recomandă de a fi utilizate în prim pas florile cu un diametru mai mare, pentru că anume ele sunt esența compoziției și ne creează un tablou vizual cum aceasta va trebui să arate. Este indicat ca plantele să fie tăiate pe diagonală pentru a primi un unghi ascuțit și a fi mult mai ușor de a introduce planta în burete. Un amestec atent selectat de nuanțe și texturi poate conferi compoziției un caracter unic și personal. Astfel, alegeți florile care se completează armonios. Pentru stabilirea culorilor, este important să ținem cont de o regulă. Nu combinăm mai mult de 3 culori într-o compoziție, deoarece își pierde din rafinament și eleganță și are tendința de a obosi ochii. După cum vedeți, noi am optat pentru plante relativ de dimensiuni egale, însă puteți de asemenea adăuga și plante de dimensiuni mai mici. Ele nu se vor pierde în compoziție, ba din contra, ele vor umple golurile, vor oferi volum și vor crea un farmec aparte. Pentru a personaliza aranjamentul și a-i da un aspect rustic, includeți câteva fire de grâu uscat. Compoziția noastră este gata. Durata acestei de viață este de o săptămână, însă pentru a o prelungi, se recomandă de a uda buretele floral odată la 2-3 zile și de a poziționa compoziția într-o cameră răcoroasă ferită de razele directe a soarelui. Nu uitați că esențiale în realizarea unei compoziții sunt emoțiile, care adaugă un farmec aparte. Bucurați-vă privirea și sufletul cu frumusețea florilor și împărtășiți bucuria aranjamentului cu cei dragi!